Salut, bă băieții! Eu sunt Antidotiar. În acest videoclip vom vorbi despre misiunile din săptămâna 5. Primele 3 misiuni sunt pentru cei care nu au Battle Pass-ul, iar ultimele 4 pentru cei care îl au. Dar bineînțeles, dacă ai Battle Pass-ul, le poți completa pe absolut toate. Prima misiune din această săptămână va fi să cauți 7 chesturi în Junk Junction. Această misiune îți va aduce primele 5 steluțe din această săptămână. A doua misiune va fi să intri în 3 portale de tip Rift, iar aceste portale sunt acele cristale în care intri și te teleportează în cer. Această misiune îți va duce următoarele 5 steluțe. A treia misiune este una destul de simplă, deoarece trebuie pur și simplu să elimini 3 oponenți într-un singur match. Această misiune îți va duce 10 steluțe. Iar astea au fost toate cele 3 misiuni pentru cei care au Free Pass-ul. A patra misiune va fi să dăunați 300 de damage în total cu Clinger, cu Stink Bomb sau cu grenade normale. Această misiune vă va duce următoarele 5 steluțe. A cincea misiune va fi să jucați golf și să nimeriți în 5 găuri diferite, bineînțeles ca să punctați. Această misiune vă va aduce următoarele 5 steluțe. A șasea misiune va fi să urmăriți harta Komori găsită în Snooby Shores. Despre această misiune, desigur că o să fac un videoclip separat și o să vă arăt unde se află această steluță pe care trebuie să o colectăm. Această misiune vă va aduce următoarele 10 steluțe. Iar ultima misiune din această săptămână va fi să eliminați 3 oponenți în Shifty Shafts. Având în vedere că nu trebuie să eliminați pe toți 3 într-un singur match, această misiune devine una foarte simplă, iar această misiune vă va aduce ultimele 10 steluțe din această săptămână. Dar dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like, dacă mai ai și alte nelămuriri, mi le poți adresa în secțiunea de comentarii. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!